Un prim capitol din cursul despre tranzistorul bipolar este gata, să spunem așa. Da? Am învățat câteva noțiuni de bază despre tranzistor, cum funcționează, am simulat, am învățat câteva calcule și așa mai departe. Noțiunile de bază. Dar cu siguranță ce v-am prezentat în videourile anterioare ați văzut sau ați citit sau ați învățat deja în școală, în facultate. Dar cu siguranță acest experiment care am să vi-l prezint aici în acest video nu l-ați învățat în școală sau în facultate. Și anume, tranzistorul știm cu toții, amplifică. Tranzistorul comută, da? Îl putem folosi ca un întrerupător sau îl putem folosi ca un amplificator. Cum verificăm asta într-un circuit? Cum știm dacă tranzistorul amplifică? Cum știm dacă tranzistorul comută? Da? Cum depistăm un tranzistor defect într-un circuit? Am aici un amplificator audio de la firma Emotiva. Cu siguranță în acest amplificator sunt dar în zona asta oricum. Sunt alte amplificatoare sau alte dispozitive care au, bineînțeles, un număr mai mare. Dacă este defect, bineînțeles, nu o să putem să scoatem fiecare tranzistor din circuit afară și să-l măsurăm. Acesta este realizat în mare parte cu tranzistori în tehnologie SMD. Da? N-ai să-i scoți în niciun caz afară. Va trebui să găsim o altă modalitate să depistăm dacă un tranzistor este defect. Și, bineînțeles, trebuie să măsurăm tensiunile la pinii tranzistorului. Iar dacă cunoaștem regimul de funcționare a tranzistorului și cum funcționează de fapt un tranzistor, o să ne dăm seama rapid, cu ajutorul aparatului de măsură și valorilor afișate pe aparat, dacă tranzistorul este ok sau dacă nu este ok. Da? Din punct de vedere al modului de polarizare, există regimuri de funcționare pentru tranzistor. Adică putem opera tranzistorul în așa fel încât să execute anumite sarcini. De exemplu, vrem să fie un comutator sau vrem să fie un amplificator. Iar asta o facem prin circuitul de polarizare despre care tot am vorbit în lecțiile anterioare. Da? Cu alte cuvinte, cum configurăm noi aceste rezistențe, el știe ce să facă. De exemplu, putem opera tranzistorul ca un comutator unde tranzistorul se comportă on-off. De exemplu, vreți să automatizați ceva acasă. Să presupunem când vine poștașul și aruncă o scrisoare în cutia poștală, un tranzistor primește un semnal și apoi comandă un bec. Dacă nu este nimic în cutia poștală, tranzistorul stă blocat. Dacă apare ceva în cutia poștală, tranzistorul intră în acțiune, să spunem așa, și este saturat. Un alt regim este când tranzistorul este într-o zonă activă, adică când amplifică. În limbaj tehnic vorbim aici de regimul activ, regimul de blocare sau tăiere și regimul de saturație.